Nu oferim cărți cadou acelor persoane care nu citesc. Chiar merită citită și analizat. O carte interesantă despre... Salutare, dragilor, și bine v-am găsit! Astăzi vorbim iarăși despre cadouri și m-am asortat cu cana mea și cu bradul meu și sunt toată o veselie și vorbim despre ce cărți să facem cadou celor dragi. Și lăsând orice glumă la o parte, cărțile mi se par o variantă foarte bună de cadou din asta făcut așa pe ultima sută de metri, când ai uitat să iei cuiva un cadou sau... Numai că și aici trebuie să avem puțină grijă, adică trebuie să fim puțin atenți la ce... gusturi are persoana respectivă și în primul rând să nu oferim cărți cadou acelor persoane care nu citesc. Dacă știm că este o persoană care nu prea are afinități către lectură sau către a citi sau către zona asta, nu vă hazardați, nu e nicio problemă că omul nu citește, treaba lui, dar nu încercați să-l forțați, pentru că atunci când îi faci cadou o carte unui om care nu citește, pare că vrei cumva să-l forțezi, ia și tu, citește și tu o carte, da? Mai pune și tu mâna pe o carte, ceva de genul ăsta, și nu cred că e mesajul pe care vreți să-l transmiteți. Dar, pentru acele persoane care apreciază cărțile, sunt foarte multe opțiuni de cărți pe care le puteți face cadou și sunt niște cadouri foarte bune și foarte, foarte utile. Și m-am gândit la mai multe categorii de cititori, pentru că și cititorii sunt diversi și nu toată lumea este pe același calapod. De aia recomandarea ar fi să aveți un pic de grijă la ce fel de cărți îi plac omului respectiv, da? Sau la ce fel de cărți consumă omul în general, da? Dacă știți că îi plac thrillerele, să vă duceți către zona de thrillere. Dacă știți că îi plac SF-urile, să mergeți către SF. Dacă știți că îi plac cărțile de dezvoltare personală, mergeți către ele. Acum, eu am câteva recomandări generale, așa, ca să vă orientați. Puteți să luați cărțile astea sau puteți să vă orientați la ceva similar, dar nu trebuie să le luați neapărat pe astea. Sunt numai cărți pe care le-am citit, adică nu m-am dus în zona că aș mai avea multe recomandări din cărțile pe care nu le-am citit. Mi se pare o idee bună de cadou, dar nu le-am citit și zic hai să nu mă antepronunț, ca să spun așa. Și o primă carte pe care o văd foarte utilă pe post de cadou, pentru că și mie mi-a fost făcută cadou și este foarte, foarte bună pentru aceia care iubesc foarte mult Crăciunul și pentru nostalgii și pentru cei care iubesc poveștile, și este cartea Crăciunul în cele mai frumoase povești. Avem aici Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle și alții. Este o carte de la editura Nemira și eu am primit-o anul trecut de la Denisa, de la prietena mea Denisa, și a fost un cadou foarte frumos pentru care îi mulțumesc din nou. Și de aia cred că și voi puteți să o faceți cadou în cazul în care aveți pe cineva în viața voastră care este nostalgic, căruia îi place Crăciunul foarte mult, care este foarte pasionat de Crăciun. Apoi, o categorie în care eu nu am intrat până acum și în care îmi propun să intru de la anul, așa că dacă aveți sugestii pentru mine, vă rog să le lăsați în descriere, sunt romanele grafice. Deci nu prea știu eu multe despre romane grafice, nu am citit romane grafice, însă recent mi-a venit ideea că ar fi foarte bun acest cadou, pentru că mai ales pentru cei de generația mea care sunt nostalgici. Și mă refer aici la niște benzi desenate cu Son Goku. Dacă găsiți benzile astea desenate, deși astea au durat cam mult să ajungă, deci s-ar putea să fie puțin tardivă treaba, dar poate le găsiți în librării. Sau, dacă știți că omul respectiv a fost înnebunit după Sailor Moon, Naruto, nu știu, Son Goku și așa mai departe, puteți și plac romanele grafice sau benzile desenate, puteți să luați astfel de cărticele care sunt foarte, foarte drăguțe, sunt adorabile. Bineînțeles că merg și pentru copii și tineri să afle și ei cine este Son Goku. Astea sunt un cadou absolut fabulos, absolut delicios. Nu sunt ele foarte groase, foarte consistente, ca să spun așa, dar sunt de efect. Vă spun sigur că mie, dacă mi-ar face cineva cadou câteva benzi desenate cu Son Goku, aș fi în al nouălea cer, pentru că îl ador pe Son Goku, după cum deja v-am spus. Și ca o mică paranteză, să știți că avem și o carte pe care nu trebuie să o faceți cadou niciodată, în orice condiții.
poate numai în cazul în care dacă persoana respectivă vă cere acea carte să o luați, dar există o carte care este interzisă a fi făcută cadou și o să vedeți la final despre ce este vorba. Apoi, am o, iarăși o sugestie, tot de la Denisa venită, cadou din partea ei anul ăsta și este foarte inspirat și este minunat. În cazul în care nu prea știți voi foarte multe despre persoana respectivă, dar nu știți dacă este o persoană care citește mult, nu știți dacă este o persoană aventurieră, nu știți dacă are hobby-uri, n-are hobby-uri, face lucruri, nu face lucruri și așa mai departe, da? Dacă nu prea o cunoașteți și ați vrea să-i faceți ceva cadou, cartea asta, 500 de lucruri de făcut într-o viață, este absolut fabuloasă, este minunată și it hits the spot. Trust me, pentru că este simpatică, te provoacă, este amuzantă și în același timp e așa relaxată, nu știu, nu pune presiune pe tine. Asta este o carte pe care poți face cadou atât fetelor cât și băieților și aici sunt foarte multe provocări, 500 în speță, chiar mai mult de 500, dar să zicem 500. Unele sunt dublate și de-aia sunt aproape la 1000 de provocări. Și sunt tot felul de chestii, spre exemplu, plimbă-te prin culturile de orez din Japonia sau distruge opiniata în Mexic sau fă o baie cu spumă, cu foarte multă spumă sau scobește-te în nas da? Sau multe alte chestii, sunt o grămadă de chestii sau pune o poză cu tine de acum 10 ani și cu tine de în prezent, știți? E și ca un fel de scrapbook și este foarte haioasă, este presărată cu multe activități sau multe provocări din astea de genul scobește-te în nas, dar printre ele sunt ascunse și provocări mai serioase, un fel de bucket list din ăsta mai serios, adică du-te în Japonia, du-te în Mexic, nu știu, uită-te la o ploaie de stele, sunt tot felul de lucruri pe care chiar ar fi bine să le faci în viața asta și chiar ar fi interesant de făcut în viața asta și cumva e un imbold foarte frumos și chiar dacă nu cunoști persoana respectivă, de aia zic că e un cadou bun, pentru că chiar dacă nu cunoști persoana respectivă, o să se bucure, o să o ia ca pe o provocare, o să iau ca pe o chestie funny, deci o să fie faină. Apoi, dacă aveți pe cineva în viața voastră, nu știu, un adolescent, un tânăr care, să spunem, este pasionat de make-up sau de skincare și acum începe să învețe legat de lucruri, legat de skincare, o carte foarte bună care este baza în ceea ce privește skincare-ul este Skincare Bible. Acum, știți că eu am avut o problemă cu cartea asta la momentul la care am citit-o, că mi s-a părut că este simplistă și mi s-a părut că este ușoară, dar dacă aveți acea persoană care nu are foarte multe cunoștințe și vreți să o ajutați, dacă își dorește să învețe mai multe despre skincare, asta este o bază bună de plecare, este un punct bun de plecare și este o carte și frumoasă și aspectoasă și este o carte cu informații de bază foarte utile în ceea ce privește skincare. Următoarea carte se adresează atât tinerilor cât și adulților, atât fetelor cât și băieților, mai ales dacă sunt tineri care abia acum își încep viața, să spunem de exemplu cineva care de-abia acum pleacă la facultate, care acum își ia viața în mâini, cum ar veni și acum realizează, da? Ia primul contact cu viața și începe să aibă un buget personal și începe să își dea seama că, ups, stai că lucrurile nu sunt chiar așa simple cum erau la mami și la tati. O carte foarte bună este Cel mai bogat om din Babilon. Este o carte care la bază are niște principii din astea de economisire a banilor și de investire foarte, foarte simple, foarte utile, care te face să înțelegi cum poți să economisești și să-ți investești banii fără a te priva de lucruri care îți plac, știți? Pentru că de cele mai multe ori în momentul în care vorbim despre a economisi bani, ne gândim la a renunța la lucrurile care ne plac și la plăcerile noastre și la viață în sine, adică strângem bani, punem bani deoparte ca să ce? Știți? Pe când, când de fapt viața nu e așa, viața trebuie să fie într-un echilibru. E bine să pui niște bani deoparte pentru zile negre, dar e bine să o și trăiești, să te și bucuri de banii aia. Ei, asta arată cartea asta, asta te învață cartea asta prin niște
fabule sau metafore foarte simple de înțeles, că de aia spune, este foarte simplă de înțeles și pentru tineri și pentru adolescenți. V-am zis că eu aș sta și pune-o ca lectură obligatorie în liceu, pentru că mi se pare o carte foarte, foarte utilă. O carte care iarăși se adresează atât femeilor cât și bărbaților și în special dacă sunteți, faceți parte din o familie, dacă faceți parte dintr-un cuplu, vă ajută foarte mult, dar nu numai, este o carte care vă ajută foarte mult să relaționați cu cei din jurul vostru și poate că este foarte utilă pentru cineva din viața voastră care are probleme în relațiile cu ceilalți oameni sau pur și simplu vreți să îl ajutați cumva sau să-i destupați mintea. Este asta cu cele 5 limbaje ale iubirii. Este o carte care ne povestește, ne spune că fiecare om are un limbaj al lui. Un limbaj prin care dacă tu acționezi, adică o modalitate prin care dacă tu acționezi, îi transmiți omului respectiv că îl iubești, da? Pentru că nu toată lumea răspunde la aceeași stimul de iubire. Spre exemplu, dacă partenerul meu, să spunem, îi place să îi se facă lucruri, să se facă lucruri pentru el, să fie totul aranjat, nu știu, și el apreciază asta, poate că limbajul iubirii mele nu este același, da? Poate că limbajul iubirii mele este acel, poate că eu simt că cineva mă iubește dacă îmi spune chestia asta. Sunt oameni care simt că sunt iubiți dacă li se spune, sunt oameni care simt că sunt iubiți dacă se fac anumite lucruri pentru ei, sunt oameni care sunt iubiți, se simt iubiți dacă primesc cadouri, sunt oameni care se simt iubiți dacă se fac utili, da? Deci sunt mai multe limbaje ale iubirii și cartea asta ți arată că sunt mai multe canale prin care poți ajunge la partenerul tău și cum dacă descoperi canalul ăla, o să fie mai conștient că îl iubești și automat relațiile se îmbunătățesc. Și repet, nu este vorba neapărat de partener în sensul de relație de dragoste, ci poate să fie și ca în cazul unor prieteni și al copiilor și așa mai departe, da? Relaționarea cu oamenii. O carte super interesantă, m-a cam plictisit pe mine așa puțin, dar informațiile de bază sunt interesante. Apoi, dacă aveți în jurul vostru prieteni, prietene care au tendința să dramatizeze constant sau să ia lucrurile prea în serios sau să fie prea agitat sau să se streseze foarte mult, două cărți care cumva sunt similare, una e mai bună decât cealaltă din punctul meu de vedere, dar eu vi le recomand pe amândouă că poate nu o găsiți după aia care îmi place mie, și anume Arta magică a durutului în cod. O carte interesantă despre cum ar trebui să-ți pese mai puțin de opiniile altora sau să nu te mai stresezi atât de tare când se întâmplă anumite lucruri. Este o carte interesantică și asta, repet, m-a plictisit în anumite pasaje, dar a fost ok. Not the greatest, but e ok. Da? Și mesajul din spate este iarăși foarte, foarte ok. Și cred că pentru cineva care este foarte agitat, care este foarte supărat sau care, nu știu, ia totul mult prea personal, e o carte foarte, foarte bună. Iar a doua carte, tot în ideea asta, este Arta subtilă a nespăsării. Asta mie mi se pare puțin mai bună decât cealaltă, pentru că discursul din ea este puțin mai profund, da? Discursul nu merge doar pe hai să nu ne mai pese de ce zice lumea din jurul nostru. Și discursul este pe hai să ne concentrăm pe lucrurile care chiar contează în viața noastră. Cum să identificăm lucrurile alea care chiar contează în viața noastră? Pentru că și asta este o problemă, că noi avem impresia că absolut totul contează, da? Și Gucci, și Chanel, și Rolex, și mașini și ce vreți voi, da? Toate sunt importante în viața noastră, dar de fapt nu e așa, da? De fapt trebuie întâi de toate să identificăm care sunt acele lucruri care sunt importante pentru noi și de-abia după aia să vedem cum facem astfel încât să ne concentrăm numai pe ele, da? Și că ideea asta de muncă constantă, non-stop, doar de dragul de a munci și de a acumula
lucruri materiale nu e cea mai bună metodă de a trăi în viața asta, pentru că trece viața pe lângă tine și îți dai seama că de fapt n-ai făcut nimic, ai alergat după niște iepuri fictive, așa, pe care oricum nu-i prinzi, da? De aia spun, mi se pare puțin mai elaborat și mai detaliat și mai profund discursul din cartea asta, dar oricum amândouă se potrivesc foarte bine pentru cineva care a zis parcă prea ia lucrurile mult prea în serios. Iarăși o carte foarte bună atât pentru femei cât și pentru bărbați, care te ajută să înțelegi cum gândesc femeile și bărbații și de ce suntem atât de diferiți și care o să vă ajute foarte, foarte mult, promit eu că vă ajută cartea asta foarte mult în ceea ce înseamnă relaționarea dintre femei și bărbați. Fie că vorbim de soț, soție, fie că vorbim de colegi de serviciu, de copil și așa mai departe. O să vă ajute foarte mult, măcar jumătate din cartea asta o să vă ajute foarte tare. Este una din cărțile care cred că a avut cea mai mare substanță din tot ce am citit anul ăsta, pentru că mi-a plăcut foarte tare felul în care te face să înțelegi cât de diferite sunt creierele femeilor de ale bărbaților și de ce, cât de diferit gândim noi femeile de bărbați. Este vorba despre creierul ei. O carte foarte bună care merită o șansă. Poate părea în unele locuri puțin obositoare pentru că intră și niște termeni în ăștia clinici la început, dar nu vă speriați, da? Puteți să treceți de partea aia, nu vă speriați că o să fie totul bine, da? Dar rămâneți cu niște informații de pe urma acestei cărți mult mai profunde și mult mai bune și care vă vor ajuta de adevăratele și veți înțelege de ce bărbații reacționează într-un anumit fel, de ce se comportă într-un anumit fel în anumite situații, de ce femeile se comportă într-un fel în anumite situații și așa mai departe, da? Foarte, foarte bună cartea. Iarăși o carte foarte bună care mie mi-a plăcut foarte tare și care cred că este utilă mai ales dacă lucrezi în vânzări sau în comunicare sau în relații cu clienții sau pentru cineva din sfera asta este foarte bună și nu numai. E o carte care te ajută să relaționezi cu oamenii și mai degrabă să le descifrezi comportamentul astfel încât tu să poți să-ți atingi scopul. Nu e vorba de manipulare aici, că mai văzusem treaba asta, discursul ăsta pe undeva pe Goodreads, că cartea asta te învață să manipulezi oamenii. Nu este neapărat vorba de manipulare, ci este vorba de, iarăși, a comunica în așa fel încât tu să-ți atingi scopul sau fiecare din părți să-și atingă scopul. Și vorbim aici de Arta Negocierii, o carte iarăși foarte interesantă, scrisă de un fost director FBI. FBI sau CIA? FBI, că scrie și aici. Așa. Și te învață cum să negociezi efectiv atât cu tine cât și cu alți oameni străini și care e miza, te învață să identifici miza, te învață să identifici lucrurile importante și la fel cum să le obții. Pentru aceia dintre prietenii voștri, prietenele voastre care au o latură mai creativă sau care se gândesc așa și așa sau îi vedeți care avea o latură mai creativă, o carte care mie îmi place enorm și pe care o iubesc foarte mult, este în continuare una din cărțile mele preferate și probabil o să rămână mult timp pentru că mesajul sau discursul despre creativitate este ceva ce eu n-am mai întâlnit în altă parte. De regulă, discursul despre creativitate merge în sfera trebuie să înveți să faci aia, da? Să fii creativ, să faci lucrurile cât mai frumos, să-ți faci arta, arta ta să se încadreze în anumiti parametri și după aceea vezi cum faci să o vinzi, da? Pentru că nu poți să muncești degeaba. Iar în cartea asta discursul este total diferit despre creativitate și cum chiar dacă ție ți se pare că nu ești un om creativ și că nu ești un om talentat și că n-ai talent la desen, la pictură, la muzică, la scris, la nu știu ce, chiar și așa ai posibilitatea de a fi creativ și nu ți este interzisă creativitatea. Da, și vorbim despre lecții de magie sau Big Magic în engleză de Elizabeth Gilbert, o carte care este absolut fabuloasă din punctul meu de vedere, v-am zis, pe partea de creativitate și dacă oamenii sunt receptivi, o să înțeleg foarte multe din ea. Dacă aveți un prieten, o prietenă care are o latură din asta mai comică, așa, sau o latură mai, nu știu, ghidușă, ca să zic așa, o carte simpaticuță, foarte scurtă, dar să fie simpaticuță, care în același timp, v-am zis că când am citit-o, v-am spus că în 64 de pagini m-a făcut să râd în hohote și în egală măsură m-a făcut să plâng. Sau, mă rog, mi-au dat lacrimile, nu neapărat că m-a făcut să plâng. Este vorba despre Tehomir Aluhorațiu Mălăiele. Da,
Pentru că este o carte tot așa un fel de amintiri din copilărie, dar la modul ăla simpatic, la modul ăla haios, la modul, știți, de a să-ți amintești cumva cu drag de copilărie și, da, putem să-ți mai schimbăm puțin amintirile lui Creangă pe care le-am tot studiat la școală și cu care ne-am tot plictisit cu alte amintiri din copilărie și asta este o cărțulie așa pe care o puteți ascunde pe acolo printre alte lucruri și vă garantez că o să fie apreciată. Apoi, dacă aveți iarăși un prieten, o prietenă, care îi plac, nu știu, poveștile cu tâlc, îi plac fabulele, îi plac poveștile din asiatice iarăși, o carte foarte frumoasă și foarte interesantă este Arcașul fără arc, de Ștefan Liceanu. Este o carte, cum ziceam, plină de fabule, cu precădere chinezești, dar asiatice majoritatea, despre tot felul de lecții de viață, despre, nu știu, cum să te păzești de un hoț, cum să te păzești de un om care te trădează, cum să te păzești de mintea ta care poate să te facă să crezi că lucrurile stau altfel de așa mai departe. Și este o carte și frumoasă și interesantă și cu siguranță cineva care apreciază, nu știu, genul ăsta de carte o să o primească cu mare drag. Dacă aveți pe cineva în jurul vostru care iubește ficțiunea istorică, o autoare pe care nu pot să o recomand suficient de mult este Ruta Sepeti. Deci dacă aveți pe cineva care iubește foarte tare ficțiunea istorică, Ruta Sepeti este autoarea momentului, din punctul meu de vedere. Este o autoare care scrie foarte bine, are niște cărți foarte frumoase și nu pot să nu le recomand suficient. Am aici O mare de lacrimi și Printre tonuri cenușii și mi-au plăcut foarte mult ambele, dar parcă un pic mai mult mi-a plăcut asta, Printre tonuri cenușii. Parcă a fost puțin mai profundă, parcă a fost puțin mai intensă. Iar poveștile Rutei Sepeti sunt inspirate din faptele reale, adică oamenii ăștia chiar au existat într-o oarecare măsură, s-au întâmplat lucrurile astea, știm cum foarte bine că s-au întâmplat. Cele două cărți de aici au loc în perioada celui de-al doilea război mondial, dar o mai am și pe cealaltă cu decembrie, de sfârșitul șoaptelor, se numește Decembrie 1989, despre revoluția noastră pe care o citesc acum, și mai am încă una de la ea, deci am patru cărți din cele cinci și îmi plac ce foarte tare stilul în care scrie ea și, repet, mai ales că sunt personaje reale, fapte reale, da, doar, mă rog, a creat-o ea o poveste că n-avea cum să știe exact ce s-a întâmplat acolo, da, deși a făcut cercetări să vadă ce s-a întâmplat acolo. Și dacă mai vreți o altă autoare foarte bună de ficțiune istorică, dar care tratează cu precădere partea asta de istoria a Angliei și a britanicilor, este Philippa Gregory. Și aici vă recomand Regina Albă, Regina Roșie, Doamna Apelor, Prințesa Albă, parcă se numește a patra carte, ceva de genul ăsta, le am acolo, sunt și ele, nu le-am mai scos, dar sunt tot așa niște cărți scrise de ficțiune istorică foarte, foarte frumoase și foarte, foarte bune și pentru cineva care apreciază ficțiunea istorică, cu siguranță o să meargă la fix. Apoi, o carte pe care cred că deja cam toată lumea a citit-o, cred că eu am rămas printre ultimii din lumea asta care n-a citit-o, dar am rezolvat problema anul ăsta, dar în caz că se întâmplă să ca persoana respectivă să nu fi citit cartea asta, știți că n-a citit-o, este o carte bună și mai ales dacă îi plac distopiile și cărțile care dezbat, nu știu, care te pun să te gândești la cum s-ar putea transforma lumea sau la cum s-ar putea întâmpla lucrurile. Este o carte foarte frumoasă din punctul meu de vedere, în sensul că nu neapărat la nivelul de imagini, da? Deci nu neapărat la tipul, la povestea în sine este frumoasă, ci este frumoasă pentru că te pune foarte tare să te pe gânduri și v-am spus eu că la vremea la care a fost scrisă această carte era considerată distopie, ficțiune totală, dar acum parcă nu mai pare atât de ficțiune, da? Parcă ne îndreptăm din ce în ce mai tare către lumea aia. Și dacă aveți un prieten, o prietenă, care îi plac conversațiile de genul ăsta și care cumva iubește și distopiile și ficțiunile și cumva vede cum
cărțile alea de ficțiune se transformă în realitate, nu pot să nu vă recomand, nu pot să nu vă recomand 1984 de George Orwell. Este un clasic al literaturii în general, dar și al distopiei, și este o carte minunată din punctul meu de vedere. Chiar merită citită și analizată și discutată și merită să o băgați în seamă, ca să spun așa. Și acum am ajuns la momentul magic, în care vă spun care este acea carte pe care nu trebuie să o faceți never, ever, 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 ever cadou, niciodată. Poate singura excepție este atunci când verbal vă spune omul: băi, dacă vreți să-mi faci cadou cartea asta, m-aș bucura foarte tare, pentru că îmi trebuie. Atunci este singurul moment în care este voie să faci cartea asta cadou. În rest, niciodată cartea asta nu trebuie făcută cadou. Și o să rămâneți surprinși să auziți că este cea mai vândută carte din România, la ora actuală, cred, dar cu siguranță este cea mai vândută carte de către Humanitas, cu peste 3 milioane de exemplare. Dar cartea asta nu trebuie să o faceți cadou. Unu, pentru că poate transmite un mesaj foarte, foarte prost despre voi. În sensul că, tu crezi că ești mai bun decât mine și vrei să mă faci să... și vrei să-mi arăți cât de rău sunt eu și că ar trebui să mă îmbunătățesc caracterul. Chiar dacă crezi chestia asta, nu trebuie să-i transmiți asta omului, știți? Și în al doilea rând, omul dacă nu vrea să se schimbe, nu o să o facă niciodată, și de aia este cea mai proastă idee de cadou în materie de cărți. Și vorbesc aici despre Codul Bunelor Maniere. Oricare din Codul Bunelor Maniere, că sunt mai multe pe piață, dar noi ne referim cu precădere când zicem Codul Bunelor Maniere la cel publicat de către Aurelia Marinescu la editura Humanitas. Cum vă spuneam, această carte este cea mai vândută carte de Humanitas în România, cu peste 3 milioane de exemplare. Păcat că nu se văd și efectele ei, ca să spunem așa. Și deși este o carte foarte bună și este o carte minunată, care te ajută mult și te învață multe și te destupă la minte, ca să spun așa, din păcate nu este bună pentru a fi făcută cadou. Așa cum ziceam, omul căruia îi faci cadou această carte poate să interpreteze lucrurile total greșit. Tu poate vrei să îi dai cartea asta ca un ajutor, da? Nu știu, ai văzut că vrea să se rafineze, să se cizeleze și vrei să-i dai cartea asta ca ajutor. Dar mesajul poate fi interpretat greșit și mai bine nu, da? Mai bine vă duceți în direcția cealaltă, că aveți suficiente opțiuni. Da. Spuneți-mi și voi ce cărți ați primit sau ce cărți ați făcut cadou sau pe care le considerați un cadou foarte, foarte bun. Aștept în comentarii. Dați un like și un share la clipul ăsta. Vă pup și ne vedem mâine. Ciao!